Mii de oameni au protestat în Portugalia față de prețul chiriilor și apartamentelor. Astfel, portughezii sunt nevoiți să achite în mediu pentru un apartament cu un dormitor aproape de 3 ori mai mult decât salariul minim. Portugalia se confruntă cu o criză severă pe piața imobiliarelor, unde experții spun că lipsesc locuințele noi la prețuri accesibile, iar oamenii trebuie să muncească în 2-3 locuri pentru a face față prețurilor care continuă să crească. Sute de mii de oameni au ieșit pe străzile din Lisabona și din alte peste 20 de orașe din Portugalia în semn de protest față de creșterea chiriilor și a prețurilor locuințelor, în timp ce inflația ridicată face și mai grea viața oamenilor. Organizatorii Home to Live spun că sunt foarte mulți care luptă ca să aibă o locuință și astfel sunt nevoiți să muncească în 2-3 locuri. Iar dacă nu achită chiria, locatarii sunt evacuați, iar casa lor este transformată în locuri de cazare pe termen scurt pentru turiști. Voi fi evacuată luni sau marți. Aveți vreo soluție? Nu. Tatăl meu are 89 de ani și nu am de gând să-l las să treacă prin asta. Nu voi pleca din casa mea până când nu vor găsi o soluție potrivită. Ce ați încercat pentru a găsi o alternativă? Chiriile sunt prea mari. Veniturile mele nu îmi permit să plătesc chiria. Casele sunt de peste 1.200 de euro, iar venitul meu nu îmi permite să plătesc o asemenea chirie. Care este alternativa? Veți rămâne în casă? Voi sta în casă până când îmi vor găsi o soluție. Nu am de gând să trăiesc pe străzi. Nu am o problemă cu locuința, dar sunt solidar cu toți cei care au nevoie de ea. De aceea mă aflu aici. Sunt solidar cu toți cei care au de suferit. Manifestanții solicită guvernului să adopte noi politici în domeniul locuințelor și să stopeze evacuările și demolările fără a oferi locuințe decente în schimb. Ei mai propun reglementarea eficientă a pieței prin scăderea chiriilor și reînnoirea automată a contractelor de închiriere în vigoare și stabilirea valorii ratelor la creditele pentru prima casă, dar și contracararea speculei imobiliare. Portugalia este una dintre cele mai sărace țări din Europa de Vest, unde anul trecut peste 50% dintre persoanele angajate au câștigat mai puțin de 1.000 de euro. Salariul minim este de 760 de euro, iar chiria medie pentru un apartament cu un dormitor este de peste 2.000 de euro.